Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Până una alta, ne întoarcem la Angelica, cea care, după cum vorbește, pare a fi o fire emotivă, dar are un vis mare. Dacă aș obține și eu acel cuțit de la șef, o să-mi dovedesc că, da, într-adevăr, merită să lupți pentru ceea ce vrei. Haide! Este un desert, pentru că este rece, vă zic de acum. Oh! De ciocolată! Cafea? Una e de cafea? Ce de cafea, clar. Și vanilie, vanilie. Oh, s-a întărit ăla. Sigur e cineva care muncește în patiserie la 100 la 100. Garantat. Oh, dar ce malvinerii. Au făcut un pan de Spania aici de subtă, cu o musă, și-a pus înăuntru și un pic de brand, o coniacu. Are o parte alcoolică bună, de tot. E clar că e cofetar. Da, sigur. Ciocolata asta e puțin tare, asta de sub ăsta. Nu reușesc să-mi dau seama, dar este ceva în pan de Spania care le rende așa mai special. Nu e un pan de Spania clasic făcut cu făină numai și... Nu, nu, e miez de nucă, nu are făină deloc. O nociola, o alună. Da, are și alune ceva. O alună. Are, are. Cred că am folosit făină de migdale. Nu, nici migdale, miez de nucă. Sper că le-a plăcut. Mie îmi plac genul ăștia de desert și vă zic și de ce. Că sunt deserturile astea cu proporțiile de zahăr chiar perfecte. Simțiți cum e curat la palat, cum lasă palatul curat? Steluță, palatul tău e... E la curățenie. Da. Da. E. Tot este despre palatul lui Richard aici. Nu. Băi, sincer, eu mi-aș dori un echipă, ca el sau ca ea. Dar nu e de cuțit. Dar n-ai pus cuțit, da. Băi, chiar mă gândeam, nu chiar mă gândeam că... Dar un desert, cuțit, e un desert foarte bun. E un desert care mie mi-a plăcut din prima. Emoții? Da. Da. Mai una era la televizor. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Numele meu este Dumitrescu Angelica. Am 41 de ani. Nu sunt cofetar, sunt ajutor de cofetar. Lucrez doar de 4 luni în cofetărie. Hai, nu cred. Doar că această rețetă o fac acasă. Și ce ați făcut până atunci? 17 ani de zile am fost vânzătoare la cofetărie, tot la cofetărie. Și acolo. Da, dar nu făceam prăjituri, doar furam de la fete, mă uitam pe geam să văd cum fac. Și la vârsta de 39 de ani am simțit nevoia să fac o schimbare. M-am dus la un lanț de hipermarket din București, pe raionul de gastronomie. Am lucrat 4 luni ca ajutor de bucătar. După cele 4 luni m-au avansat ca șef de echipă. Am lucrat tot 4 luni și șef de echipă, dar nu-mi plăcea, că nu mai găteam. Și am simțit nevoia de altă schimbare. Șefii nu mai gătesc la zilele de azi. Da, așa este. Am depus un CV la un restaurant din București, am fost chemată la interviu și am fost acceptată să încep pe salate, la rece. Am lucrat tot în jur de 4 luni pe rece. 4 luni. Deci mă urmăresc astea 4 luni, da. Dar nu știu ce se întâmplă cu mine cu astea 4 luni, dar simt o mare provocare pentru mine și încep cu adrenalina. 4 luni când învăț ceva și sunt stăpână pe mine, eu trebuie să încerc altceva. Și în momentul de față sunt pe deserturi la acel restaurant. Câte deserturi aveți în acel restaurant? Avem vreo 12, 13, dar tot timpul le schimbăm și facem extra. În fiecare zi este o provocare, facem lucruri noi. Vine Crăciun, facem cozonaci, trecem de perioada cozonacilor, vine ianuarie, trebuie să încercăm ceva nou. Tot timpul să împrospătăm meniul. Și atunci voi știți să faceți un pic de toate felurile, și carne, pește, din astea, de toate. Da, 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 da. Chiar dacă sunt pe deserturi și cât am fost pe salată, bineînțeles că am tras cu ochiul la bucătărie, pe cald, la băieți și
cum se face sosul ăla, cum se face aia. Eu sunt pasionată și prind foarte repede, sunt foarte atentă. Când sunteți pasionată, se învață. Da, 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 da. Și marito, cum se zice marito? Soțul. Soț. Și soțul dumneavoastră, ce o zici de schimbarea asta? Că știi, că stai o viață întreagă cu o persoană care face ce... Soțul m-a susținut, da. De la 21 de ani sunt căsătorită. Și care e secretul pentru un raport care durează 21 de ani? Și copilul ne întreabă, dar cum v-ați suportat atâta timp? Noi nu ne certăm. Foarte rar ne certăm. Nu pot să vă zic un anume secret. N-aveți o ceartă din aia savuroasă în care să vă... Ce? Să... Foarte așa. Rar, nu. Și după aceea să vă luați... Ce mai da, dar au fost foarte aia, rar certurile, dar da? Nu... Măcar cu soacra sau cu cineva. În orice există o ceartă. Eu în prezent sunt divorțată de soacră. Felicitări, atunci sigur o să mai fiți încă 50 de ani de acum. Doamne ajută să fie. Dacă treceți mai departe, din ce echipă doriți să faceți parte? Eu am zis că aș vrea, nu vă cunosc foarte așa. Bine, dar la șef Orlando. Deci am avut o chimie așa cu șef Orlando. Așa, deci am gătit 3 musc, blatul este fără făină. E un desert și pentru oameni care nu mănâncă gluten. Da, deci tot desertul e fără gluten. Dar de ce ați pus asta afară, ca decorație? Pentru decor. Dar știi cât costă asta? Știu că merg și eu la supermarket și mai iau, zic, hai să iau și o păstaie. De obicei se folosește... Păstaie de vanilie. Crema, spuma, musul pe care îl faceți. Musul este foarte tare. Ăsta de aici ăla jos, de ciocolată, ăsta, da. Nu știu ce-i din, cu el așa, de ce din este? Cauza procentajului de cacao, fiind la început, nu m-am... Deci n-a fost să știți că nu prea se potrivește acum. Și musul, știu, de, musul de lapte, mi s-a, cred că s-a muiat prea tare. Da, eu v-am spus, un pic așa, nu știu, am văzut detaliile astea, asta îmi pare rău să fie aici. Da, aruncată, și mie îmi pare rău. Sunt mulți bani aruncați, nu? Și eu țin la food cost. Simți că un pic cam pregnantă crema de whisky în prăjitură așa și, și un pic cam amărâie. Este discutabil așa, nu zic că nu e un desert în zona care ar trebui să fie. Este clar că aveți talent, că sunteți pasionată, că vă place foarte mult ceea ce faceți. Indiferent care este deznodământul zilei de astăzi pentru dumneavoastră, orice ar fi, trebuie să mergeți mai departe. Da, sigur asta. Fără dezamăgiri, fără regrete. Fără, da, da, da. Capul sus, știți ce aveți de făcut. Oricum o să continui, vă dați seama, trebuie să mă perfecționez și vreau să fac și un curs de cofetar și patiser. Chiar credeți că este cazul? Da, este. Vreau să învăț. Și nici n-a ieșit cum trebuie, trebuia să iasă. Și l-am făcut acum 2 zile și a ieșit atât de pufos și zic, vai. Dar a fost bun, oricum, foarte bun. Era mai bine bun. Când e așa de pufos. Da? Aici îmi place că a fost mult cacao. Înțeleg că a reușit să vă speriem puțin? Da, da, zic, vai, nu cred. Nu, dar noi ținem cont, să faceți un desert într-o oră, desert da, de genul deci ăsta, nu, este spuneți. Destul de complicat și să deci știți că... Deci când am văzut, nu cred. Mulțumesc, m-ați făcut și pe mine fericit, doamnă, vă spun sincer. Mulțumesc, mulțumesc, a fost atât de bună, v-a plăcut, nu? Noi, eu cel puțin vă felicit foarte mult. Să știți că este foarte greu de găsit personal pe desert în restaurant. Mulțumesc, mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc. Pa, pa. La revedere. La revedere. Băi, foarte bun. Bun. Foarte bun. Bună, doamna. Bună. Mamă, dacă e așa de pasionată. De 4 luni sau de e atât de pasionată de 4 luni și... Când lucrează. Băi, bun rău. Bun. Femeia învață. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.